Salutare, dragi prieteni! Am improvizat un studio aici pe viteză, pentru că n-am putut să facem live-ul cu telefonul mobil. Suntem în vizită la Stelian Dumitran, unul dintre cei mai buni jucători de demifond din România. Bună ziua, vă salut! Și da, mulțumesc. Eu îl apreciez mult pe Stelica. Mai colaborăm așa pe WhatsApp câteodată, suntem doi jucători de femeile amândoi și încerc să mai fur meserie și să aplic la maraton ce face Stelica la demifond. Nu știu ce rezultate bune de la maraton. Sper să fie bine. Stelian, de când pasiunea cu porumbei, pentru cei care nu te cunosc? De prin anul 2000, 1999-2000, așa a început pasiunea mea. Eram jucător de fotbal la juniori, la echipa Astra. Mergeam la un antrenament și am vrut să scurtez eu printre blocuri, printre niște străduțe pe acolo, drumul către antrenament și am dat peste un porumbel, l-am prins și așa să zic a început marea pasiune, marea nebunie. Deci la un porumbel prins? Fix, un porumbel prins, nici măcar voiajor. Era misirliu, ceva de genul. Mi-aduc aminte cum îi spuneau prietenii care cunoșteau. Eu n-aveam nicio conștiință despre porumbel. Am înțeles. Așa a început marea pasiune. M-am mutat din Ploiești, undeva la vreo 45 de kilometri, la bunicii mei. Acolo am început să mai cunosc crescători de la noi din zonă. Am luat 1, 2, 3 porumbei, am făcut schimburi, ce am făcut noi acolo, copii fiind, și așa a început. Pe urmă, prin 2004 am renunțat, dacă mi-aduc aminte bine, pentru că eram cu studiile. Am renunțat, am reluat undeva prin 2007 și așa a început. De acolo pot să zic că am început Mai serios, așa mi-am achiziționat un ceas. Mi-aduc aminte că am muncit o săptămână la cineva pentru un ceas mecanic. Astea erau posibilitățile de atunci. Și așa a început nebunia. Și de atunci am încercat să cresc, pe zi ce trece, an de an, am încercat să cresc tot mai mult. Uneori da, uneori nu. Care sunt categoriile tale? Care sunt categoriile tale favorite, dacă putem vorbi de așa ceva? Da, fără discuții. În mod special demifondul, viteza, dar mai puțin. Nu pot să zic că sunt așa pasionat de etapele foarte, foarte scurte, pentru că de la 300 în sus, pe kilometri, mai putem face diferența, să zic așa. Porumbei bun mai pot face diferența. Și as, pot să zic că e o categorie preferată. Aspic, da. Tocmai de aia am și axat pe femeile cât mai mult și pe aia. Ajungem și la femeile. Da. Dacă tot vorbim de demifond, ce părere ai de marele demifond, de exemplu, din Belgia? Știi, ceea ce se joacă acolo? Sunt mai focusați pe 400, 600, 700. Sincer mi-ar plăcea, dar deocamdată nu cred că vom putea reuși. Unul la mână cred că ne dezavantajează într-o oarecare măsură infrastructura și transportul din țară. Pentru că trebuie să luăm porumbei cu 2 zile înainte, 3 zile chiar. Cu toate că știu că și pe acolo fac chestia asta, la noi suntem mai comode și nu prea ne place să ținem porumbei 3 zile cu mașină. Cu toate că mie personal mi-ar plăcea să joc și 450 așa. Mi-ar plăcea, eu aș juca 450-500 chiar săptămânal. Săptămânal? Da. Crezi că ar duce porumbei 500 săptămânal? În 2 ani de zile cred că am reușit să facem porumbei ăștia să vină, să reziste săptămână de săptămână. Eu zic că da, cu o bună pregătire, cu mâncare bună, cu tot ce. Eu zic că da. Cred. Sper că nu am pus în fața faptului în pline, dar cred că am putea. Era doar o curiozitate. Așadar, concurez doar femelele. Da.
De ce? În primul rând, cum am zis și mai devreme, sunt mult mai muncitoare, mult mai conștiincioase, din punctul meu de vedere, ca și în viața de zi cu zi, de altfel. Subscriu. Sunt mult mai muncitoare. Dacă se uită nevastă mai lui, subscriu. Păi tocmai de-am zis și eu că poate să uită. Așa și e mult mai ușor cu ele, mult mai ușor de motivat, mult mai ușor de hrănit. De motivat nu, nici nu cap pe discuție, mult mai ușor. Din punctul meu de vedere, sunt mult mai labil psihic și cedează în primul rând psihic. Așa consider eu. Și tocmai de-aia am renunțat la jocul cu mascul. Da, să știi că și eu am dacă tot vorbim de masculi, am încercat și anul trecut și anul ăsta să joc ambele sexe. Și anul ăsta am rezistat un antrenament și două zile trebuie să am mascule afară. Da, și anul trecut cam tot așa, după două, trei zile am zis, bă, stai puțin, mă. Mai am și alte lucruri. Nu se antrenează nici acasă, nu se antrenează cum trebuie. Nu se antrenează, capricioși. Da, da. Nu. Ne-am axat mai mult pe femele și zic eu că de acum încolo nu mai femele vor începe. Femele le joci la văduvie. Da. Când începe perioada de văduvie? Cam cât timp înainte de etapă? Exceptând anul ăsta, că nu știam. Într-un an normal, undeva cu două săptămâni înainte de prima etapă văduvesc. Și nu se plictisesc? Nu. Atât de weekend până la final? Nu. Când se plictisesc de mascul, le iau eu în primul. Și ducem sezonul până la final. Sau invers. Reau eu în primire la început de sezon, masculii mai pe final. Masculii mai pe final. Nu le lași la ouă pe final, nu le lași. Nu, niciodată. Doar fetele cu parteneri de casă. Am înțeles. Și afară zboară în fiecare zi? Aproape zilnic. Exceptând condițiile meteo nefavorabile. Aproape zilnic, mai puțin. Dacă vorbim de o săptămână de concurs, să zic așa, duminică, ziua sosirii, închise, luni, închise, marți, dimineața, de voie, seara, 45-50 oră, miercurea, joia, de obicei, le duc în teren, vinerea, dacă le mai dau drumul acasă, dimineața, tot așa, de voie, seara, deloc. Mâncare bună. Acolo sunt foarte atent la... Și sâmbătele te îmbarcați voi aici, nu? De obicei sâmbătă îmbarcăm. Ultima masă, din punctul meu de vedere, e cea mai importantă. Cum decurge hrănirea ta într-o săptămână? Tot așa în funcție de fiecare etapă în parte. De ce etapă am avut și ce urmează. De antrenamentele pe care le fac într-o săptămână. Țin cont de toate detaliile astea, să zic așa. Dacă vin, nu știu, mai... Asta am vrut să zic. Ce înseamnă? Depinde de ce etapă am avut. Dacă am avut o etapă mai greuță și au venit cu o viteză de 1100, să zicem, ceea ce e o viteză destul de mică pentru o etapă de din fund, vin mai dărmate, să zic așa. Prima masă folosesc o mâncare mai grasă, o mâncare mai consistentă. Și până marțea, poate chiar miercurea, uneori și joia, depinde de tot așa de ce urmează. Mâncare destul de ușurică, să zic așa, energică, dar destul de ușoară. Cum zicem noi, paie. Folosim foarte multe paie la femeie. Pentru că după 4-5 etape, ajung femeile doar să se uite la mâncare și sunt grași. Da. Și sunt foarte atent cu mâncarea. Dacă aș folosi o mâncare mai consistentă, mai grasă, cred că așa era mai probleme. În mod sigur. Ce ne poți spune despre tratamente? Aici tot timpul o mare curiozitate. Știm cu toții că nu prea avem laboratoare care să ne stea la îndemână. Sau în anumite zone ale țării au început să mai fie. Cum faci tu? Ce sfaturi dai celor care se confruntă cu dilema asta? Mi-ar fi destul de greu, să zic așa, să dau sfaturi, pentru că eu personal, eu sunt laboratorul, eu sunt doctorul la noi în curte, să zic așa. Dar nu știu cât să pot descurca să facă ceea ce fac eu. Băi, văd, îi observ destul de repede, trăiesc
cu ei, să zic așa, am intrat în lumea lor, într-un fel sau altul. Am intrat în lumea lor și mi-e destul de greu să sfătuiesc. Cred că cel mai indicat ar fi să merg la un doctor veterinar cu fecale, cu un porumbel sau doi, dacă nu se descurcă. Produse, în ziua de astăzi, găsim pe toate drumurile, absolut orice. Dar date după ureche, nu cred că e indicat. Dacă ajungi la un nivel când poți să-ți, să-ți observi porumbei de unul singur, să vezi dacă au probleme, să-i observi, să... tot ce ține de sănătatea lor, cu toate că în sezon, părerea mea că e destul de complicat să ai probleme, dacă ai talent, să zic așa, nu știu, poate fi un pic cam mult talent spus, dacă ai... o oarecare cunoștință, cred că e destul de ușor să-ți vezi problemele porumbeilor. Cu toate că, teoretic, n-ar trebui să avem asemenea probleme la ei în sezon. Am înțeles. Cum fac selecția porumbeilor? Mă numesc că o faci deja de câțiva ani, ajungi la un nivel foarte bun și e complicat dacă nu faci treaba asta. Da. În primul rând, selecția, părerea mea că e plecarea către podium, să zic așa. Eu mi-aduc aminte prin 2002-2003, citeam într-o revistă niște sfaturi, gen ouăle poroase, puii care sunt mai gălăgioși, care nu au fecalele curate, sau mă rog, cum ar trebui să le aibă, trebuie să eliminați. Iar eu fac chestia asta din ou, să zic așa. Ouăle poroase pleacă, inclusiv pe femeia după ele. Pui gălăgioși, un cui burdacă, toată lumea, toți puii sunt liniștiți în cuiburi, iar 2, 3, 5, 7 sunt mai gălăgioși, în secunda de o plecat. Ce înseamnă mai gălăgioși? Cel mai mult mâncare? Eu ies toată ziua, bună ziua. Exact. Da. Și de obicei piuitul acela vine după la tricomonos, din cunoștințele mele. Iar eu nu tratez aplicat. Prin niște metode de-astea mai puțin ortodoxe, să zic așa, pleacă. Da, exact. Nu tratez reproducătorii? Ba da. 2-3 zile dau de tricomonoză în perioada creșterii puilor, când am pui undeva la 7-10 zile, așa, dau 2-3 zile. Și dacă înainte sau după am vreunul care nu e mai gălăgios, așa, pleacă. Am înțeles. Interesant. Deci selecția din ou. Da. Și ce ne facem dacă avem un porumbeu cu un super pedigree? Am dat o căruță de bani, știi că se poartă la noi. Nu zbor, da, știu, dar nu zbor pedigree. Nu îmbarc în pedigree. Eu, din punctul de vedere, eu n-am îmbarcat niciodată pedigree. Dacă alții au îmbarcat, nu știu, eu nu am îmbarcat. Poate fi mai repede pedigree, eu nu am bărat. Poate încerci. Nu, nici nu vreau să încerc. Nici nu vreau să încerc. Deci indiferent de pedigree, indiferent de cât am dat pe el? Nu, din punctul nostru de vedere. Și dacă tot vorbim de pedigree, dacă tu acum ai experiența ta și cu tot ce ai văzut și ai făcut până acum, ar fi să te mulți înapoi la bunici. Yeah. Și să începi să zbori porumbei. La categoria care îți place. Da. De unde ți-ai luat porumbei? Nu de la cine, nu-i neapărat spune de la cine. Deci. Asta eu știam. Din crescătorie. Dar să facem abstracție de crescătorie. De la fie. Din România, din Belgia. Fără discuție, din România. Da. Dar mie îmi place să fiu mai patriot, așa, să rămână bani în țară, dacă tot vreau să rămână bani în țară. Și eu sunt de acord cu principiul ăsta. Deci crezi că poți să zici porumbei foarte bun de România? Fără discuție. Sigur, 100% putem la discuție. Dar nu-i mai bine să stăm să licităm, să vedem pe site-uri? Nu cred că m-a văzut pe mine cineva. O fi mai bine pentru alții. Pe mine nu cred că m-a văzut cineva să spun lucrul ăsta. Deci dacă ar fi să începi de la zero, ai luat porumbei din România? În primul rând de la prieteni pe care îi cunosc, îi știu și aș fi sigur că mi-ar da exact ce aș cere. Cu toate că nu aș lua ce mi-ar da ei. Aș lua ce aș alege eu, să zic așa. Dar de la prieteni, fără discuții. Dar ce ne facem dacă suntem la început de drum și nu știm ce să cerem, nu știm ce să alegem, nu știm ce să... În primul rând, cred că trebuie să te interesezi de persoana respectivă.
dacă e om serios, nu e om serios, cu cine joacă, pe cine bate, că dacă nu bate pe nimeni, eu unul personal nu aș lua de acolo. Și cred că și un începător până la urmă. Eu personal, când am început cu umofilia, să zic așa, am început să merg la crescătorii de la noi din zonă, cei mai buni. Și urmei pe care aveau ei atunci, la vremea respectivă, de acolo luam. Am înțeles. Fără discuție, dar înainte de toate, porumbei de calitate luăm de la oameni de calitate, ceea ce e foarte important. Ajungem la pui. Am eliminat ouăle poroase, am trimis gălăgioșii la concurs încă de la 7 zile, da. Și ajungem la pui. Mai faci vreo selecție pe parcursul, da, da, vieților? Ba da, da. Înainte de înțărcare, cu 3 zile, vaccinez. Primul vaccin de paramixo, vaccinez și criez. Ce nu mi se pare cum trebuie, plec. Înțarc pui 3-4 zile, de obicei cam 3 zile, nu mănâncă și nu beau absolut nimic. Nu știu cât fac de bine, nu știu cât fac de rău, nu mănâncă absolut nimic, nu beau absolut nimic. După 3 zile, care îl văd că e pe burtă, la fel ca cei gălăgioși, plec. Și nu-i dau la prieten sau la cunoscut sau la mai știu eu cine, nu. Nu. Pleacă pur și simplu. Da. Ce nu-mi trebuie mie, nici altuia nu-mi trebuie. Eu așa consider. Asta ar fi a doua selecție, să zic așa. A doua, dar e a patra, de fapt. Da, da. Mai multe etape. Eu pot să zic că e a doua, din punctul meu de vedere, în ideea că prima e din cui? De la ou, pui? Da. Asta am considerat de prima selecție, să zic așa. Am început puii să zboare. O lună, o lună jumătate copilăresc. Nu mă interesează. Dar le dau dimineața drumul după ce termin cu maturii și copilăresc. Câteva ore. Nu când e cald. Când e foarte cald, nu prefer să-i țin închiși decât afară. Pentru că avem toate șansele să explodeze adenopolinii. De la foc, de la căldură. Au zburat o lună și jumătate, îi mai au încă o dată la mână. Ce nu s-a încheiat cum trebuie, ce nu corespunde criteriilor mele, la fel dispare și-o. Ori din oricine ar fi, nu mă interesează. Cum am înțeles de ce nu zbor cu ei? Nu mai ai. Mai am. Ca idee, selectăm undeva unul din trei sau patru frați rămâne, ceilalți trei frați. Am înțeles. Cam asta e selecție. Și când jucam... Deci la o lună jumate mai facem o selecție. Și pe urmă încep antrenamentele cu ei, încep destul de târziu antrenamentele cu ei, undeva după 1 septembrie, când e mai... liber cerul, să zic așa, când s-o cam termine și culumbodramele și sezonul deja e pe final, să zic, de pui așa. Încep după 1 și o iau treptat, după 1 septembrie, și o iau treptat 10, 20, 30, 40 de kilometri. Ajung undeva la vreo 60, unde stau cam 4-5 antrenamente. Din alea 4-5 antrenamente, primul antrenament pleacă toată lumea cu stolul, al doilea antrenament jumătate-jumătate, al treilea antrenament din aceeași locație pleacă undeva cam 20-25 de pui din pliantă, din fiecare pliantă lansez separat, până ajung să dau individual din același loc. Asta ar mai fi, să zic așa, o oarecare selecție, cu toate că de obicei nu prea pierdem din pui. Sunt și foarte atent la condițiile meteo și la tot. Și după ce am făcut antrenamentele de la 60 de kilometri până am ajuns individual, plec mai departe, undeva la 90. Fac 2-3 de acolo, mai plec la 1-2, 120-130. Și dacă mă lasă vremea și e toamnă puțin mai lungă, să zic așa, poate ajung și la 200. Dacă nu, suficient din punctul nostru de vedere, 120-130 de kilometri. Am înțeles. Inclusiv individual. Când ai adus ultima dată porumbei aici, la reproducție?
Îi aducem pe fiecare an de când sunt eu aici, aducem pe fiecare an un maxim de columbei. Mă înțeleg, deci aduceți... Atât, atât, atât. Și vreo câțiva am avut eu nebunie de a aduce niște columbei așa model, cum le zicem noi, gen Hasten, Donc, sau mai știu eu ce, să nu fac niciun fel de reclamă. Și de vreo 2 ani cochetăm cu fondul, să zic așa. Și exact ce ziceam și mai devreme, ne place să rămână banii în țară. Am mai cumpărat câțiva campion național la fond. La fond, am mai făcut și câteva împerecheri comune cu câțiva prieteni de-ai mei, porumbei lor de fond, campion la fond, la fond. I-am împerecheat cu femelele noastre de renifond, făcând parte pe urmă. Încercăm să facem față și să o luăm ușor așa, să ne orientăm către fond cu porumbei autohtoni. Avem mai multă încredere, cum spunem și da, noi. Și aici porumbei sunt deja câteva generații, mai importurile alea de cu Nu, de când sunt eu nu am mai adus așa, decât unul, doi porumbei. Pe asta, nu știu că contează la ce avem noi, deja cred că un porumbel, doi. Cu toate că de foarte multe ori acel porumbel sau acei doi porumbei și-a pus amprenta din primul an, așa, combinând noi. Bine, am și ținut cont de ei și am împerecheat cu porumbei noștri cei mai buni. Și deja s-au văzut rezultatele din primii ani. Am înțeles. Stelian, mulțumim tare mult. Am aflat informații utile. Am aflat informații interesante despre selecție. Și când ne uităm la podiumurile naționale, e bine să înțelegem munca care e în spatele acelui moment și să nu uităm un lucru foarte important pe care am ținut să-l subliniez aici și de-aia am pus atâtea întrebări. Selecție, selecție, selecție. Fără discuție. Prea mulți dintre noi începem sezonul cu tardiv, cu porumbei neselectați, nezburați și la final nu înțelegem de ce nu suntem selectați. E adevărat că cea mai bună selecție e coș. Da, depinde și ce bagi în acel coș. Depinde și ce bagi în coș. Fără discuție. Mulțumim tare mult, vă mulțumim și celor care v-ați uitat la noi în direct și celor care vă veți uita în perioada următoare. Sunt sigur că avem cu toții ce învăța. Stelian, mulțumim tare mult. Doamne, și pe sănătate.